Neobositul Flaviu Crișan, pardon, adormitul matinalist al Antenei 1, veșnicul expeditor de bâlbe și gafe pe adresa cărcotașilor, a lovit din nou. Ascultați cu atenție această știre. O navă militară norvegiană aflată la 15 km de țărm a fost distrusă ieri de un puternic incendiu. Flăcările au izbucnit în sala mașinilor și s-au răspândit cu repeziciune până la rezervoarele de combustibil. O mașină de pompieri a venit imediat în ajutorul vasului care ardea. Nino, 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 Nino. Nu e vorba de o mașină de pompieri, e vorba de o mașină de salvare. A venit să-ți facă o injecție cu adrenalină, poate te trezești. Domnul Flaviu Crișan Banat Maramureș, estul Moldovei și restul Munteniei, însă o ține pe lui. Domnule, era mașină de pompieri, dar amfibie. O mașină de pompieri a venit imediat în ajutorul vasului care ardea. Din cauza întârzierii mașinii de pompieri care n-a ajuns la locul accidentului, fiind mult prea multă apă pentru o mașină așa de mică, nava s-a scufundat de supărare. O mașină de pompieri a venit imediat în ajutorul vasului care ardea.